Hello, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am revenit pe YouTube cu acest clip cu un haul. Este un clip spontan, neplanificat. Am primit mai devreme un colet de pe Sole și am aici cutia. Este o cutie grea, o cutie cu multe produse pe care mi le-am ales și am zis să fac un clip de genul ăsta, un haul cu câteva noutăți. Așa că să începem. Și avem acolo și pe pufășel. Sătănel e aici în fața mea. Curios să vadă și el ce se află înăuntru și probabil să se și bage în cutie. Am aici cutia asta mare. Și aici sunt produsele. Și să începem cu astea care sunt la suprafață. Mi-am ales niște pensule de la Royal & Langnickel din gama Omnia. Eu mai am astfel de pensule și mi se par super, super faine. Asta e pentru fard, pentru pleoape. Asta este de blending. Asta mi se pare că este pentru concealer. Iar asta este pentru conturare. Așa arată, sunt super, super fine, foarte moi. Și v-am zis, mai am câteva pensule din gama asta și îmi plac mult. Nu și-a schimbat forma, nu năpârlesc, nu le cad firele și chiar sunt super faine. Așa, apoi am aici de la It's Skin VH Effector. Ăsta este un ser de față pentru cu arbutină, pentru reducerea hiperpigmentării. Așa, am acest duo compus din SPF-ul de față, SPF 50, și SPF-ul de corp cu 50. Și dacă mă urmăriți pe Instagram, dacă mi-ați văzut și alte clipuri de pe YouTube în care v-am povestit despre produsele mele preferate, ați auzit probabil și de SPF-ul ăsta sub formă de spumă, care mi se pare extraordinar. Mi se pare poate cel mai bun SPF din câte am încercat până acum. Îmi place că se absorbe repede. Mie nu mi se pare că rămâne lipicios pe ten sau pe corp. Și partea bună este că oferă protecție îndelungată. Chiar l-am supus la teste și am ieșit la un moment dat cu bicicleta în toiul zilei, când era super soare, și cum am plecat de acasă, așa m-am și întors. Adică albă, nu m-a prins soarele, nu m-am bronzat. Și există și varianta pentru copii, există și varianta pentru păr, protecție termică pentru păr, dacă am înțeles bine. Există și varianta After Sun și de asemenea există și variante cu SPF de 30 și pot fi cumpărate și individual. Pe asta le găsiți și la farmacia Tei, dar cred eu că este puțin mai convenabil să le comanzi de pe Sole, pentru că am și un cod de reducere și dacă plătiți cu cardul aveți și un cadou la alegere sau transportul gratuit. Și comenzile vin destul de repede. În continuare o să trec la produsele de skincare de la Cosrx și astea sunt primele produse pe care le încerc de la brandul ăsta. Nu, mai am un toner pe terminate cu AHA și BHA și de curând au băgat și de la Sole și brandul ăsta pe site și le găsiți acolo, găsiți produsele acolo. Și am aici gelul de curățare, Low pH Good Morning Gel Cleanser și sunt super curioasă să îl încerc, l-am tot văzut în diferite clipuri de skincare pe YouTube. Și are și extract de arbore de ceai care ajută tenul în cazul în care aveți tenul mixt, gras sau cu imperfecțiuni. Trebuie să fiu atentă și aici pentru că am pe Ginger în fața mea și pe Seth lângă mine care se bagă pe sub cutie să prindă ambalajele astea. Așa că, da, trecem mai departe. Un alt produs de la Cosrx este Ultimate Nourishing Rice Overnight Spa Mask. Mie îmi plac foarte mult măștile astea de noapte.
Pentru că în momentul în care mă trezesc dimineața, îmi simt tenul super, super hidratat și e o senzație de ten catifelat. Sunt curioasă cum este Savan și produsele astea de la Cosarix sunt noi pentru mine. Un alt produs de la Cosarix de care sunt super curioasă este crema de față. Și dacă mi-aduc bine aminte, pe asta i-am cumpărat-o la un moment dat mamei mele pentru că și-a este înnebunită după produsele cu extract de secreție de melc și asta are 92% secreție de melc. Sunt super curioasă să văd cum e. Secreția de melc are diferite acțiuni, diferite proprietăți și observ beneficiile într-un timp destul de scurt. Următorul produs de la Cosarix este Chica Serum, care este un ser cu extract de centela asiatica și arată, uite, așa. Următorul produs este Oil Free Ultra Moisturizing Lotion și asta este o loțiune hidratantă. Și arată. Și așa arată. Este, loțiunea este de fapt o cremă cu consistența mult mai light, care se și absorbe mai repede în piele și de obicei loțiunile sunt mai potrivite pentru persoane cu tenul mixt gras. Următorul produs este AHA BHA Vitamin C Daily Toner. Vă spuneam că mai am unul. Ăsta este varianta mini, cel pe care îl am acum mai are foarte, foarte puțin și asta este varianta mini de cât are? Ăsta cred că are 30 de ml dacă nu mă înșel, nu scrie pe el sau nu văd eu. Așa, apoi am un ampul, iar ampulul, cred că v-am zis aici pe YouTube, este un fel de ser cu ingrediente active într-o concentrație mai mare decât un ser. Deci asta are o concentrație mai mare și teoretic ar trebui să fie și mai eficient. Și am aici un ampul cu acid hialuronic. Un alt produs de la Cosarix pe care îmi doream de mult să-l încerc este acest AHA Whitehead Power Liquid, care este un fel de toner cu acid glicolic. Da, are 7% acid glicolic. Am zis că încep cu produsele de la Cosarix. Oh, wow, am mai produs ceva de care sunt super, super entuziasmată. Un alt produs tot de la Cosarix este acest BHA Blackhead Power Liquid, care este cu acid salicilic. Scrie aici că ajută să îndepărteze excesul de sebum și curăță porii în profunzime. Asta face acidul salicilic și abia aștept să încep să îl folosesc pe ăsta. Wow, aparent cutia este nou loc de joacă al pisicilor. După ce scot toate produsele, pe voi vă las aici în cutie, da? Stăm cu cutia. Așa, următorul produs este Green Hero Calming Pad și astea sunt niște dischete umibate într-o soluție cu Tea Tree Leaf Extract, Witch Hazel, Centela Asiatica, Tea Tree și ceai verde. Mi se par foarte practice pedurile astea, dischetele astea, pentru că mi se par și ușor de transportat și economisești și spațiu atunci când călătorești, de exemplu, dacă vrei, dacă pleci undeva, ca să nu-ți mai iei tonerul și dischetele separat, iei pur și simplu cutia asta de dischete îmbibate deja în soluție și le folosești așa. Aparent mi-am ales și un cleanser din aceeași gamă cu acest ampul. Este Triple Hyaluronic Moisturizing Cleanser și are acid hialuronic și vitamina B5.
Și mai am încă 5 produse de la Cosrx, după care trecem la celelalte produse. Mai sunt destule aici în cutie. Am aici Chica Toner Solution. Asta este un toner cu centela asiatică. Calmează în cazul în care ai tenul iritat sau roșeață. Centela asiatică este ingredientul care ajută să diminuezi astfel de probleme. Din aceeași gamă am și cleanserul cu centela asiatică. Așa. Mai am Propolis Synergy Toner. Asta este un toner cu propolis și propolisul are o grămadă de proprietăți, beneficii, calmează tenul, are acțiune antiinflamatoare și oferă și super hidratare tenului. Și mai am aici două produse din gama Advanced Nail și produsele sunt astea două. Am luat crema de ochi cu extract de secreție de mel. Wow, îmi place super mult ambalajul ăsta, mi se pare foarte practic, îmi plac foarte mult astfel de recipiente care, sau mă rog, produse care au pompiță și nu sunt la borcan. Și esența. Esența de față care la fel este cu pompiță. Esența se folosește fie în loc de toner sau după toner, dacă vrei să folosești și toner și esență înainte să-ți aplici serul sau ampulul. Are rolul de a pregăti tenul și de a te bucura de toate beneficiile acestui ingredient minune, secreție de mel. Și trecem mai departe la produsele de la Purito, care au fost reformulate. Odată este serul cu vitamina C, care a fost reformulat în așa fel încât să fie mai stabil. Are termen de valabilitate 12 luni de la deschidere. Varianta anterioară avea 3 luni de la deschidere sau 6 luni de la deschidere. Știu că în 3 luni a început să oxideze, dar oricum apucasem să termin serul. Are 5% vitamina C pură. Un nou produs de la Purito este acest squalan oil și este din trestie de zahăr. Bun, acum că am scos toate produsele astea lângă mine, set are treabă cu ele. Nu mă interesează cutia și ambalajul, interesează produsele de lângă mine. Și este un multipurpose oil, poate fi folosit atât pe păr, poate fi folosit și pe corp și pe față. Eu chiar dacă am tenul mix gras, nu mă feresc de uleiuri faciale și din câte știu, scoala nu poate fi folosit și pe tenul mix gras. Oricum, nu am de gând să-l folosesc ziua, am de gând să-l folosesc seara și v-am zis, cred că o să meargă foarte bine și pe păr. Am aici un cleanser pe care l-am mai avut, am avut varianta mare și dacă ați văzut clipul cu top 7 geluri de curățare, o să vă las linkul în descriere în cazul în care nu l-ați văzut și vreți să aruncați un ochi, l-am inclus și pe ăsta. Este un gel de curățare care se transformă așa într-o spumă densă și curăță foarte, foarte bine tenul. Pe ăsta îl foloseam de obicei seara, dar îl foloseam și dimineața. Un alt produs reformulat de la Purito este pH Defense Barrier. Nu, este Defense Barrier pH Cleanser. Și pe ăsta l-am inclus în clipul cu favorite și în clipul cu gelurile de curățare pe care le-am prezentat în clipul respectiv. Are și extract de centela asiatică și are și extract de tea tree, dacă nu mă înșel. Poate că e important de menționat în cazul în care vă feriți de astfel de produse, deși v-am mai zis că eu nu am absolut nicio problemă și fiecare ingredient are rolul său, dar produsele de la Purito nu conțin nici parfum, nici uleiuri esențiale și sunt formulate în așa fel încât să fie potrivite pentru toate tipurile de ten, inclusiv pentru tenul sensibil. Și mi se pare că la fel este și brandul ăsta Cosrx, care la fel ca Purito este tot un brand corean.
Am terminat și cu Purito, cu produsele de la Purito și mai am aici câteva produse. Despre serul de la Unique, cred că v-am vorbit atât pe YouTube cât și pe Instagram cu siguranță și cred că l-am inclus și în favoritele anului 2020, în favoritele de skincare. La fel, o să vă las linkul în descriere în cazul în care nu l-ați văzut, poate aruncați în ochi, poate descoperiți produse noi. Mie îmi place super, super mult serul ăsta și pe lângă faptul că ține excesul de sebum sub control, în cazul în care te confrunți cu niște coșuri sau mici imperfecțiuni, serul ăsta face o treabă excelentă și are o consistență super, super lejeră, intră foarte repede în piele, nu lasă tenul uleios, nu lasă vreo peliculă enervantă pe piele. Tea Tree Relief Serum, cred că ăsta e al treilea recipient, al treilea ser. Mai am aici niște produse noi pentru mine, și anume produsele astea de la Neogen. Neogen este tot un brand corean care se găsește pe Sole. Și am aici un Foam Cleanser Intensive Blemish Care. Ok, ăsta este A Clear Soothing Foam Cleanser și este un gel de curățare pentru tenul cu imperfecțiuni. Iar celălalt produs este Probiotics Youth Repair Mist. Probabil că știți că eu sunt pur și simplu înnebunită după misturile faciale și mi se par incredibile, am o grămadă, le folosesc și înainte de rutina de skincare și după ce termin rutina de skincare, înainte de rutina de make-up, în cazul în care mă machiez, folosesc și după ce mă machiez, folosesc și pe parcursul zilei, îmi plac super, super mult. Iar ăsta este un facial mist anti-aging. Un produs pe care îmi doream să îl încerc de mai mult timp este acest cleansing oil de la Claire's. Și motivul pentru care nu l-am încercat până acum este că am încercat altele. Mi-a plăcut foarte, foarte mult cel de la Purito, pe acela îl mai am. Cel de la Unique mi-a plăcut foarte mult și mi se pare că și pe ăla l-am inclus în clipul despre care vă ziceam mai devreme cu gelul de curățare. Cred că am introdus acolo și niște uleiuri și balsam de machiam, balsamul de la Banila Co. Și uite că acum a venit timpul să îl încerc și pe ăsta. În momentul în care o să-l termin pe cel de la Unique, o să îl înlocuiesc cu ăsta de la Claire's pentru că sunt super curioasă cum îndepărtează machiajul. Eu când mă machiez, prefer să îmi îndepărtez machiajul în 2 pași. Folosesc fie un balsam de machian, fie un ulei de machian, după care vin cu un cleanser, după care îmi continui rutina de skincare. Wow, câte cleansere se află în coletul ăsta, dar v-am zis, produsele sunt cele pe care mi le-am ales și nu înseamnă că dacă le am acum pe toate, o să le încep pe toate și o să uit de ele, o să le încep treptat și cu siguranță o să vă țin la curent aici pe YouTube sau pe Instagram. Ultimul cleanser, cred, nu, wow, nu, este ăsta de la By Wish Trend, AC Duo My Gel Cleanser. Voiam să încerc și cleanserul ăsta de la By Wish Trend și mai am din aceeași gamă și crema, care îmi place foarte, foarte mult. Are o consistență super interesantă și cel mai bine cred că este să mă duc să o iau și să o aduc să o vedeți. Uite, asta este crema. Așa arată. Și uite, așa arată crema. Este ca un sorbet. Eu întotdeauna folosesc o spatulă și asta vă recomand și vouă, să nu vă băgați mâinile, degetele în borcanul de cremă și mereu să folosiți o spatulă pentru că este mult, mult mai igienic, plus că e mult mai ușor produsul. Și uite, așa arată crema asta. Este super, super lejer. Este o cremă gel. Și dimineața, pur și simplu, mă trezesc cu fața super
care e cuvântul, plumped, foarte netedă, foarte suplă, foarte fină. Sper că se înțelege. Și din aceeași gamă am și gelul de curățare acum. Așa. Mai am aici de la Evolve Organic Beauty. Asta este un brand din UK pe care eu l-am văzut pe Sole și am ales aici o mască de față în varianta mică, Bioretinol Gold Mask. Și uite așa arată masca de seară, clar o să o încerc. Cred că o să arate spectaculos, așa, aurie. Așa, mai am aici două produse de la Dr. Jart. Și ce să vezi, sunt niște geluri de curățare, geluri spumă de curățare. Odată este Micro Foam, Cleansing Foam, iar celălalt produs este Micro pH Foam. Acesta are pH neutru, cred, și ăsta pH. Lista de ingrediente este un pic mai mare, mai lungă la ăsta. Eu am avut din gama asta atât tonerul, dacă nu mă înșel, era ceva cu niște dischete, și soluția micelară. Deci mi-a plăcut atât de mult soluția micelară și cred că în primele vloguri, de acum vreo 3-4 ani de când m-am mutat în București și făceam vloguri, sau mă rog, am avut așa o tentativă să fac vloguri în București împreună cu Chiki, simte că atunci descoperisem soluția aia micelară și mi-a plăcut atât de mult încât imediat m-am dus să mi-o cumpăr. Aveam așa o mostră și oare de ce am mai luat-o? Nu mai știu. Poate pentru că n-am mai găsit-o, dar uite, acum am gelurile sub formă de spumă din gama asta. Mi-am ales și două produse de păr, mai exact două uleiuri de păr. Odată este asta de la Vela Professional Luxe Oil și nu cred că l-am mai avut pe ăsta, dar am avut varianta sub formă de spray, dacă nu mă înșel, era ceva super hidratant, strălucitor, arăta super bine și am zis hai să încerc și uleiul ăsta, este cu keratină. Și având în vedere că părul meu este super procesat chimic, pentru că mă decolorez, mă vopsesc și inevitabil părul are de suferit, mai ales dacă face asta de mulți ani, și am ajuns în punctul în care vedeți că mi-am lăsat puțin părul să crească și automat se văd toate firele astea despicate, așa că cred că o să mă ajute un astfel de ulei profesional. Și un alt produs este ăsta de la Matrix Oil Wonders. Pe ăsta l-am mai avut în urmă cu câțiva ani, nu știu dacă era Egyptian Hibiscus sau era altă variantă, dar produsele astea de la Matrix sunt super eficiente și v-am mai vorbit în urmă cu mulți ani despre niște produse de la Matrix care m-au dat pe spate. Și mai am aici două produse de care sunt super entuziasmată, având în vedere că acord o îngrijire specială tenului și am o rutină de skincare destul de complexată dimineața cât și seara. Îmi place să încerc produse și uite că am și acest gadget care să îmi vină în ajutor. Este un dispozitiv din ăsta care te ajută să îți masezi fața și să ajuți produsele să intre mai repede în piele. Mai am un astfel de gadget, mă rog, nu e așa. Stați că vi-l arăt imediat. Mai am un astfel de gadget de beauty, de skincare, este tot de la Touch Beauty. Este mai mic, arată așa și are două funcții, doar că nu am înțeles exact cum se folosește una dintre ele, și anume funcția de curățare. Pentru că nu e indicat să îl bagi în apă sau ceva și atunci nu știu cum aș putea să îmi curăț tenul cu un gel de curățare și să folosesc și apă și să folosesc și pe ăsta, în fine. Dar îl folosesc pentru a-mi aplica produsele de skincare, serul, în așa fel încât să intre mai repede în piele. Așa arată el. Și apeși aici și vibrează și are două intensități și pur și simplu îl
aplici așa pe ten, pe piele, pe cât și produsele se absorb mult mai repede. Asta mi se pare util în cazul în care folosești mai multe produse de skincare și nu ai răbdarea necesară să intre fiecare în piele. Dar să revenim la noul gadget. Asta este cu microcurent. Este de la același brand de la care este și cea pe care vi l-am arătat înainte, Touch Beauty. Așa arată. Wow, și este super ușor. Și cum funcționează? Cred că trebuie să apăs undeva, nu? A, și mai am aici o cutie cu un pouch și cu o lavetă pentru el. Ok, m-am uitat puțin în cărticica asta și adevărul e că mă bate. Văd că ăsta este ceva solar panel, adică panou solar. Pentru ce oare? Îl pun în soare? Trebuie să mă documentez puțin. Dar în mare este un gadget pentru masaj. But, wow, ce bine zis. Wow! Wow! Ok. Este diferit de tot ce am încercat până acum. Nici nu se compară cu Jade Roller-ul, care a revenit în forță în urmă cu 2 ani, dacă nu mă înșel. Wow, deci se simte super, super bine și de-abia aștept să mă masez, deci cred că efectiv o să mă masez toată ziua și o să fiu super suplă. La revedere gușă, la revedere riduri de pe gât. Wow, se simte super bine și poate fi folosit și pe față și pe gât și pe wow, și pe brațe. Nu cred că pot să vă descriu senzația, dar îmi place super, super mult. Clar o să îl folosesc ca o disperată, pentru că îmi place super mult cum se simte. Wow! Ah, ok. Operated with solar energy. Deci ar trebui să-l pun în soare. Trebuie să mă uit puțin, să intru pe YouTube, să caut review-uri, să caut instrucțiuni pe site-ul oficial Touch Beauty, dar wow! Așa, și ultimul produs este un parfum de la Tom Ford, se numește Eau de Soleil Blanc și este apa de toaletă. Mie îmi plac parfumele de la Tom Ford și chiar de curând mi s-a terminat unul dintre parfumele mele preferate din totdeauna, Orchid Soleil, care era cu tuberoze și în momentul în care îmi dădeam două pufuri, aveam impresia că mă teleportez într-un lan de tuberoze, atât de mult se simțea, atât de tare se simțea aroma de tuberoze, doar că, hei, nu mai există. Cum se face că toate produsele sau, în general, parfumurile care îmi plac foarte, foarte mult, la un moment dat dispar de pe piață și la revedere. Despre asta am aflat de la prietena mea, mi-a zis că miroase super, super bine și l-am și încercat în magazin. Brandul Tom Ford se găsește pe Sole și prețurile sunt super bune, adică mi se par prețuri mult mai accesibile decât în magazinele mari și ăsta este, are și neroli, are și tuberoze, nu m-am dat cu parfum, așa că o să îl și încerc. Doamne, miroase incredibil. Mi se pare ideal pentru vară și cred că o să fie parfumul verii pentru mine. Și am terminat haul-ul, am scos toate produsele care se aflau în cutia asta care se află acum lângă mine, în care s-o și băgat cu foșelul. Mie mi se termină și bateria la cameră, numai bine pentru că fix acum am și terminat. Așa că o să închei acest clip aici. Vă mulțumesc pentru vizionare. Sper că v-a plăcut acest clip spontan. Nu uitați să verificați și puțin mai jos în căsuța cu descriere. Aștept gândurile voastre în secțiunea de comentarii și sunt curioasă să-mi spuneți dacă ați încercat vreunul dintre produsele pe care le-am prezentat astăzi. Pentru mine, v-am zis, majoritatea sunt noi și de-abia aștept să le integrez în rutina mea de skincare. Aștept să mai termin din ce mai am,
început și pe urmă o să încep și cu astea. Dar de-abia aștept să folosesc gadgetul ăsta și seara cu siguranță o să folosesc masca asta de la Evolve Organic. Și acum nu-mi rămâne decât să strâng toate produsele astea și să le aranjez undeva frumos. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem vineri cu Igus Diary.